revenit, dragii mei, din publicitate. Continuăm știrile. Gabi Tamaș a comis-o din nou. Patronii de la Hapoel i-au dat ultimatum, dar el i-a ignorat. Ei bine, ce se va întâmpla cu fotbalistul și câți bani pierde, aflăm imediat de la Loriana Dașoveanu. Întâi vreau să salut invitatele cu care discutăm acest subiect, psihologul Lorena Diaconescu și Ornella Pasăre. Bine ați venit la Star Magazin. Haideți să vedem ce ne spune Loriana. Loriana, bună ziua! Bun găsit, Laura. Ambiția își spune cuvântul în cazul lui Gabriel Tamaș. Rebelul jucător se află încă în țară după ce a venit alături de echipa sa pentru un meci amical. Aflat sub contract cu echipa israeliană Hapoel Haifa, acesta nu s-a întors alături de coechipier în Israel, preferând să meargă acasă la Brașov. Mai mult, acesta și-a reînnoit contractul cu echipa la care încă activează în urmă cu o săptămână, dar la scurt timp s-a răzgândit și a cerut rezilierea sa. Patronul lui Hapoel Haifa i-a transmis românului că va putea părăsi echipa doar dacă va achita suma de 50.000 de euro, sătul de escapadele românului. Până la rezolvarea rezilierii contractului, fundașul român a primit un ultimatum de la echipa unde joacă și trebuie să se prezinte la antrenamente și să participe la toate ședințele de pregătire. În caz contrar, va fi amendat, iar Hapoel Haifa va depune memoriu împotriva jucătorului. Vă reamintesc că Tamaș a fost dat dispărut de oficialii lui săptămâna trecută, când echipa se afla în România pentru amicalul cu Rapid, moment din care Tamaș nu s-a mai prezentat la antrenamente, preferând să se fotografieze în diferite locuri din țară alături de impresarul Ana Maria Prodan. Tamaș își dorește să rezilieze contractul cu Hapoel Haifa și să revină în țară pentru a juca, unde deja este așteptat la echipa Astra Giurgiu. Loriana, mulțumim pentru aceste informații. Dispărut a fost Gabi Tamaș. A purtat o discuție cu patronul, după cum chiar patronul Hapoel Haifa ne-a confirmat și ne-a declarat, de fapt, într-un interviu în exclusivitate. S-a dus la Brașov și pare că acolo a rămas, că în Israel n-a ajuns, deși era așteptat de către echipă să participe la antrenamente, la întâlnirile de pregătire și mai ales la meciuri. Spunea colega mea că pare că își pune ambiția în toată această poveste. Despre asta să fie vorba, despre ambiție, în condițiile în care ne amintim, echipa l-a susținut, echipa l-a ajutat în momentele grele, patronul nu l-a denigrat, cel puțin public, nici în momentul în care a dispărut. În continuare a vorbit frumos despre el și a zis că el crede în potențialul lui, crede că dacă are nevoie de ajutor și va fi ajutat, poate să se reabiliteze. El continuă cu situația asta. Bine, de ambiție să fie vorba, repet întrebarea. Poate să pară ambiție, dar nu știm ce este acolo și care este de fapt motivația interioară a lui și de ce face aceste lucruri. La urma urmei, fiecare are niște priorități în viață, care trebuie să recunoaștem că uneori se schimbă în funcție de experiențele pe care le trăim. E posibil să fie apărut altceva în zona lui de interes și să vrea să reconfigureze traseul pe care îl planificase inițial. Evident, trebuie să țină cont de toate clauzele contractuale, atât cât se află sub contract. Nu e neapărat o ambiție, ci pur și simplu cred că este reconfigurarea traseului, cum spuneam. Dar poate să se producă o reconfigurare de traseu atât de repede? Spunea și Loriana și mi-amintesc limpede ca lumina zilei momentul semnării contractului, resemnării contractului cu Hapoel Haifa. Acum eu nu o să vorbesc în termeni sportivi și în termeni fotbalistici, nu cunosc foarte bine clauzele contractului, vorbim de Gabi Tamaș strict ca persoană publică, ca persoană care face parte din showbiz. Am văzut pe contul lui de Instagram că a postat o fotografie cu patronul, spunea foarte mândru că a resemnat contractul, că Hapoel Haifa e echipa lui de suflet și că acolo va rămâne. Repede a reconfigurat traseul, din câte se pare. Da, nu știm ce a intervenit în viața lui, pentru că trebuie să recunoaștem că și ei sunt oameni și au vieți personale. Uneori apar lucruri pe care nu le dezvăluie presei și preferă să le păstreze departe de ochii publicului. Orice lucru care se putea întâmpla în viața lui ar fi putut să dea o schimbare de traseu din punct de vedere profesional. Da, ne-am întrebat ce l-ar putea atrage sau trage în România atât de interesant încât să încalce tot ce-i spun cei din conducerea echipei, să încalce ultimatumul pe care l-a primit de la conducerea echipei din Israel, să încalce, iată, pare și clauzele contractuale. Da, dar uite, așa cum zicea și Lorena, nu știm exact ce se întâmplă, ceva se întâmplă categoric cu el, pentru că altfel nu ar dispărea. Dispare, apare, dispare, deci ceva se întâmplă și nu știm
Noi nu avem de noi să știm acest, ce se întâmplă în sufletul lui, de fapt. Există foarte multe speculații. Păcat că este foarte talentat și ar fi păcat să se pierde și el este un băiat destul de ok. E asta spune toată lumea și toată lumea îi laudă aptitudinile fotbalistice, aptitudinile pe terenul de sport. Să ne amintim cum a fost susținut nu doar de conducerea echipei, nu doar de către colegii de echipă, ci și de suporterii Hapoel Haifa în momentul în care a fost prins încălcând legea, a ajuns în spatele gratiilor, toți au luptat pentru a-l scoate de acolo, pentru a-i rezolva situația juridică. Ne amintim, a fost primit cu focuri de artificii, cu urale. Presa din Israel chiar scria la un moment dat despre modalitatea în care e susținut de către cei din Israel, în condițiile în care el a încălcat legea. Poate tocmai toate aceste peripeții ne fac să ne ridicăm semne de întrebare în ce-l privește pe el acum, să considerăm că este iarăși un act de teribilism sau că ar putea să fie vorba de ambiție, dar s-ar putea să nu fie chiar așa. Eu nu cred că el nu este un om conștient de urmările pe care ar putea să le aibă un contract încălcat, nu numai din punct de vedere pecuniar, deci nu numai faptul că datorează niște bani, ci și ar putea să dăuneze carierei lui de fotbalist. Și atunci cred că el știe exact ce face. Nu am aflat noi încă, dar cu siguranță că el va lua o poziție la un moment dat și vom vedea că totul are o bază și totul are un motiv în spate. Dar e posibil ca totul să fie foarte bine planificat? În momentul în care a dispărut, în care cei din conducerea echipei, echipă venită la București pentru amicalul cu Rapid, mai aveau puțin și îl dădeau dispărut la poliție, el a apărut alături de Ana Maria Prodan. Am aflat astfel că Ana Maria Prodan a devenit și agentul lui. E posibil, există voci care susțin că totul să fi fost bine planificat și că toată această dispariție a lui să nu fie de fapt pusă pe seama unei escapade bahice, cum au susținut anumite voci, ci să fie un plan bine pus la punct pentru a pleca de la Hapoel Haifa, pentru a pleca din Israel și a veni în România, la Astra Giurgiu, pentru că am văzut că Astra Giurgiu dorește să-l aducă la ei. Să fie atât de liniștit, să nu se prezinte, iată, la meciuri și la antrenamente în Israel, având totul bine pus la punct, având o garanție, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles. Sunt ipoteze plauzibile. Și la urma urmei, orice om este liber să-și construiască o nouă strategie în momentul în care consideră că poate n-a țintit suficient de sus, da? Sau că nu a stabilit niște obiective potrivite cu dorințele lui. Faptul că a fost văzut în această ipostază și ne dă de înțeles că deja el este pe un drum nou, nu mi se pare deloc de condamnat. Totul este să gestioneze corect situația pe care deja a creat-o având acel contract deja semnat. Vreau să aducem puțin subiectul și în sfera noastră. Au existat anumite speculații în presă despre problemele pe care le-ar avea în căsnicie Gabi Tamaș. Bine, singurul argument pe care s-au bazat aceste speculații e modul în care a răspuns Ioana, soția lui Gabi Tamaș, în momentul în care a fost contactată atunci când a dispărut Gabi Tamaș și ea le-ar fi spus jurnaliștilor de unde să știu eu unde e, nu sunt mama lui. Ei bine, această declarație a ei a dat naștere la o serie de speculații, că de fapt ar avea probleme în căsnicie, că de fapt divorțul ar fi iminent pentru Gabi și pentru Ioana. Nu știm dacă este așa. Dacă e să ne luăm după interviurile și după declarațiile pe care le-a făcut Ioana de-a lungul timpului aici la Antena Stars, deasupra căsniciei lor nu părea să planeze vreo problemă, nu părea să planeze vreun norișor, ca să spun așa. Pe tot parcursul timpului în care Gabi Tamaș a avut problemele respective în Israel, Ioana a fost alături de el. Apoi a venit în țară pentru a-și continua aici viața alături de fiica lor, pentru că știm foarte bine, în tot acest timp în care Gabi Tamaș a jucat în străinătate, Ioana a locuit aici împreună cu fetița lor. Fetița lor mergea la școală și își vedea de viață, dar nu le-a adus distanța niciun fel de problemă, sau cel puțin nu părea să se întâmple acest lucru. Ar putea fi o explicație toată această situație? Nu știu, o anumită ceartă între ei, apariția unor anumite probleme, dorința lui să vină în România să poată fi explicată de anumite probleme în căsnicie, dacă ele ori exista, așa cum speculează presa. Da, dacă ele ori exista. Oricum, apariția unor probleme cu siguranță există. Acum nu știm dacă este din punct de vedere sentimental sau din ce punct de vedere o fi, pentru că altfel nu ar dispărea, nu ar face ceea ce... Știi cum pare în momentul de față acest băiat? Parcă nu se regăsește, nu...
își mai găsește locul nicăieri, așa îl văd eu. Știi? E posibil să aibă probleme și în căsnicie, însă trebuie să le depășească. La un moment dat trebuie exact. Să le depășim cu toții. Suferi, 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 dar trebuie să te ridici. Dacă te ridici tu și nu ești puternic... Nu poți să pierzi absolut tot. Exact, nu poți să pierzi un an, 6 luni, 2 ani, dar gata, trebuie să te ridici. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu fotbalistul, bineînțeles că rămânem cu ochii pe el.